Momente zvâșietoare la mormântul unui preot. Câinele fostului protopop, Radu Filip, își așteaptă stăpânul lângă locul de veci al acestuia. Părintele a fost mormântat în curtea bisericii pe care a și ctitorit-o de altfel, iar patrupedul refuză să plece de lângă mormântul său. Nicoleta Ene, colega mea, vine cu toate aceste informații și imagini. Bun găsit tuturor! Părintele vicar foraneu de Carei, Radu Filip, ar fi împlinit zilele acestea 60 de ani. Din păcate, răpus de o boală incurabilă, a trecut la cele veșnice în urmă cu 4 luni. Câinele său, o femelă din rasa Akita american, încă îl așteaptă. Maya, așa o cheamă pe cățelușa părintelui, are un an și câteva luni și doarme pe mormântul stăpânului ei. Mormânt care este săpat în curtea bisericii pe care părintele vicar a ctitorit-o. Enoriașii reușesc să o hrănească, iar copiii se joacă adesea cu ea. Însă, Maya nu pleacă niciodată din curtea bisericii, așteaptă să își vadă stăpânul venind. Cei apropiați părintelui vicar își amintesc că acesta spunea adesea, atunci când se afla în convalescență, că Maya îi va fi devotată și atunci când el va trece în eternitate. La fel ca celebrul câine pentru devotamentul său, Hachiko, acesta și-a așteptat stăpânul într-o gară din Japonia mai bine de 9 ani. Gara respectivă a fost ultimul loc în care și-a văzut stăpânul plecând.